Aleile Crângului au fost brăzdate cu șanțuri lungi și adânci în care au fost îngropate țevi noi pentru apa care alimentează nord-estul municipiului. Lucrarea a început în vară și ar trebui să fie finalizată până pe 15 ianuarie. Pe alea principală și pe alea care ocolește lacul prin partea stângă, avem de-a face cu o lucrare a companiei de apă care reabilitează conducta principală de aducțiune de la puțurile din Parcul Crâng, de la uzina de apă din Parcul Crâng. Operatorul regional Compania de Apă Buzău implementează un proiect de lucrări de înlocuire a rețelei vechi pentru mai multe zone de deservire. Este vorba de cartierul Crâng, zona Unirii Nord și parțial centru. Conductele din oțel care alcătuiesc rețeaua veche de peste 50 de ani au ruginit și s-au spart de nenumărate ori, iar depunerile feruginoase ajungeau până la chiuvetele buzoienilor din cartierul Crâng ori de pe Unirii Sud. Noua rețea va fi alcătuită din conducte de polietilene de înaltă densitate care probabil nu vor mai vicia calitatea apei de la robinete. Sistemul se întinde pe o lungime de peste 1100 de metri și costă aproximativ 1 milion de lei. Banii fac parte din fondurile alocate pentru întreținere și dezvoltare și provin din redevențele datorate primăriei de compania de apă. Faptul că lucrarea este amplasată chiar pe alea principală a parcului și nu pe spațiul verde de lângă ea constituie un neajuns pentru buzoienii ieșiți la promenadă. Copiii și vârstnicii, care alcătuiesc majoritatea vizitatorilor de toamnă din Crâng, se strecoară cu greu printre mormanele de pământ, de țevi și printre utilajele aflate în mișcare. Traseul este stabilit din punct de vedere tehnic, a fost aleasă cea mai bună soluție. Există un grafic de lucrări căruia este arondat o anumită trasabilitate. Mare parte a vechiului traseu era pe această alee și este mult mai ușor de refăcut partea de alee, ținând cont de faptul și că anul viitor municipalitatea, domnul primar, își dorește să reabiliteze în întregime aleile din Parcul Crâng. Și atunci ăsta a fost motivul pentru care s-a ales acest traseu. Este neplăcut că până la realizarea reabilitării aleilor din parc, buzoienii vor fi nevoiți să se uite cu atenție pe unde calcă, dar, pe de altă parte, este bine că, în sfârșit, căile de promenadă vor fi refăcute pentru că asfaltul a ajuns să fie mai zbârcit decât scoarta celui mai bătrân copac.